Mergem spre monorail-ul din Chiba. Abonatul zilei este... Abonează-te și dacă vrei să apari în următorul videoclip. Mamă, Lari, ai țintar direct pe tine, direct pe tine. Bă, da, Larisa. Larisa, săraca, e mușcată de țânțari într-una, frate. Nu știu ce naiba au țânțarii cu ei. Mergem să ne dăm cu monorail-ul și mergem să mai descoperim dacă mai e vreo nebunie din asta în Chiba. E un oraș de lângă Tokyo, în prefectura Chiba chiar. Imediat, deci cum te uiți la Tokyo de sus în dreapta, cum te uiți pe hartă, e Chiba ăsta. Și ne dăm cu monorail-ul ăla care are 9,5 km, tata? 9,5 km din ce am înțeles și 650 de yen din ăștia costă de japonezi, care înseamnă undeva la vreo 19 lei, ceva de genul ăsta, 20 de lei, să te plimbi cu el de la un capăt la altul. Mergem să vedem și noi, că n-am mers niciodată, m-am mai dat cu roller coaster așa, dar n-am mers niciodată cu metrou în stilul ăsta. Poate găsim și vreun shrine, vreo chestie din asta prin Chiba. Am ajuns la tren. Trebuie să luăm trenul vreo 7, 8, 9, 10 stații, ceva de genul ăsta, și după de-abia ajungem în prefectura Chiba. Am, uite hoteluri pe aici. Uite, mama, hotelul ăla cum arată, l-ai văzut? Hotel Metz. Zici că e bântuit. Lasă de aici, vin aici. Ia uite-l. Larry, ia vezi hotelul ăla cum arată. Îl vezi? Zici că e bântuit. Destul de ciudat, sincer. Hai, o, Doamne ajută, bine că sunt scări rulante. Că tu nu mai puteai, mama săraca nu mai poate. Dar noroc cu scările rulante. Mamă, cât de mult e. La J, cu J e ăla. Keio Line trebuie să mergem. Și trebuie să mergem cu el până ajungem în cealaltă prefectură. Felia asta e, că trebuie să băgăm suica. Am băgat suica, s-a băgat, am trecut, avem 1300 de japonezi. Și pe aici în sus trebuie să mergem spre 1 și 2 și noi trebuie să luăm de la platforma 1. Dar fii atent, uite, asta e o stație de tren, că astea sunt Japan Railway. Efectiv, noi acum mergem cu trenul, nu mergem cu metrou din interiorul Tokyo. Și de asta și costă un pic mai mult decât în partea cealaltă. În zona de centru de Tokyo și uitați-vă la cartierul ăsta full de case din astea tradiționale. Doamne, cum arată? Arată efectiv ca la noi. Deci casele astea nu e de fapt tradiționale, măcar tradiționale, zice case normale, care sunt la periferia Tokyo-ului și este efectiv un cartier stil cosmopolis, cum ar veni, dar casele... Uite asta, de fapt, ăsta e un cartier cu toate casele la fel. Același balcon, același tip de casă, nu știu cât de bine îl vedeți voi. Da, nu e mare, mare diferență. Uite-le, astea sunt, bă, deci efectiv, știi cum arată complexurile alea de două stele, de la mare, de la noi, așa arată stilurile astea de casă. Efectiv, bă, vă jur că astea sunt. Stația Chiba Minato, care e aici, în Chiba, și de aici mai avem de luat, cred că încă ceva, mai avem Chiba Urban, bă, numai asta trebuie să luăm direct, Chiba Urban. Asta nu, luăm direct, Chiba Urban monorail-ul, luăm direct. A, bun, perfect. Deci noi pe ăsta trebuie să luăm și acum o să mergem cu trenul suspendat direct. Să mergem în față și undeva la dreapta ca să luăm monorail-ul. Sper să meargă, că aici vremea nu e fenomenală. A, uite, Larry, uite, 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 l-ai văzut? Uite, l-ai trecut mai devreme ăla e. Ba da, noi trebuie să urcăm, dar trebuie să ajungem în partea aia, că stați mai așa un pic. Deci noi trebuie să mergem în față și mai la dreapta, cum ar veni un pic. Ce, la Chiba Minato, într-adevăr, cred că plouă. Dar fiți atenți, sunt palmieri la ieșirea din stație, Chiba Minato, ce tare. Și uite aici, taxiuri din astea mult mai vechi. Good time living, ce tare, uite-te ce autobuz au. Chiba Minato, ok. Și asta e stația Chiba Minato și noi în fața încolo mergem la monorail. Deci uite-l, monorailul se vede acolo. E ăla cu alb unde trebuie să ajungem. Brilia, ce naiba e asta? Eu mi-am ieșit un pic din stație înaintea lor, ei s-au oprit până la toaletă. Ok. Păi deci aici zici că am ajuns undeva la mare, de fapt. Deci vedeți, par complexuri, dar într-adevăr acolo e oceanul. Deci oceanul e chiar acolo, e super, super aproape de stație. Cred că aici sunt niște complexuri din astea de plajă, de chestii de genul. Că probabil și ei aici vor și se duc la plajă, adică nu cred că asta e, nu cred că au altă variantă în afară de zone din astea, cum e Chiba, cum sunt efectiv toate zonele astea costiere. Nu am dat seama, aici e mult mai bine, frate, e briza oceanului, bate vântul și nu e umezeală, frate, deloc, e mult mai bine. Sau aici o fi mai aproape, habar n-am, nu știu, foarte bine, deci bate un vânt și e atât de plăcut de stat afară, nu e la fel ca în partea ailaltă, ca în Tokyo. În Tokyo e ordinar, aici e de 100 de ori mai bine, vă jur. Nu s-o și-a scump pe 6 lei, 6 lei. Super ieftine. De ce? Dar chiar sunt ieftine. Față de ce s-a astea? Ce e asta? Mamă, 15 lei, 2, dar astea sunt imense. Ce s-a astea? Vrei să luăm un de-asta? Mă, eu vreau piersici. Chiar vreau o piersică din asta de-a lor. Mi-e poftă, efectiv. Uite-o de asta. Vreau și o piersică din asta. Asta și 20% discounted. Ia mă o piersică de asta că mi-e poftă. Vreau să văd cum e, mă. Au și de-alea roz-roz. N-au de alea roz-roz, nu, astea sunt singurele. Bine, de astea vreau. Chiar vreau să încerc, vă jur. Ia uite și Larry aici. Hop, bune, cu ciocolată nu-s bune, mie nu-mi plac. Dacă vrei, ia-ți cu ciocolată, dar nu, mie nu-mi plac copilul. Uite ce am luat. Bă, vreau o piersică de asta, să văd și eu cum e, frate. De curiozitate, că de ce costă atât, gen, de ce sunt biscuiți cu ciocolată, nu știu dacă există. Ia uite pe aici câte băuturi, frate. Doamne ferește. Decât un pic mai mici decât în Tokyo, să știi, uite, apa e 99 asta mare. E bună crema?
Ia. Bun? Bun? E bun rău. Îți zici ca cu vanilie. Mie îmi place rău. Da. Trebuie să-ți pălăm asta. Ei, da. Aici nu trebuie toate, da. Nu le vezi, n-am putut în viața mea o piersică atâta. Da, uite, a stricat. Asta e. Cine mai vrea unul repede? Asta n-are nimic. Dar probabil e foarte bună la gust. Nu? Nu. E un alt fel de gust. Pe spate apăsă și atât. Da. Da. Un alt fel față. 10 lei eu de asta. Dar un kill. Da, e oribil. Nu e wow. Nașpa. Sincer, nașpa, nașpa. Nu foc. M-aș da să fie mai bună azi. N-am gustat până acum, dar nu m-au dat pe spate. Ia vede și a pus ăsta de soare, cum se vede aici, frumos, în chiba. Și mergem imediat cu monorail-ul. Ăsta-i trac? Dar ăsta nu-i monorail, mă. Da, ăsta e monorail-ul? Eu nu cred că ăsta e monorail-ul, să știi. All trains arrive at Shikuka Station. Dar este sigur că aici e? Da, hai, dacă nu chiar coborăm, mă duc să mă spăl pe mâini, repede, mă întorc. Băi, de la umezeala asta îmi stă părul horror și în curând o să arăt mai rău ca un boschetar, pentru că este dezastru părul meu. Dezastru, n-am reușit să mă tung când am plecat. Am ajuns în stația. Ce tare, ia uite stația cum e. Abia a plecat. Dar noi pe care trebuie să luăm? Platform 1 sau platform 2? Care merge mai mult, a? Doamne, cât de tare e. Ce mișto că merge așa pe sus, hai stai să-l așteptăm. Acum vine la linia numărul 1. Ah, la noi a venit de fapt, nu este linia numărul 1. Ia uite-l, hai să-l luăm. Ia vedeți, mamă, de aglomerația de pe lume în partea aia. Hai să stăm mai în spate, că nu e așa aglomerat în față, destul, uite-l. Hai mai așa. Gata. Ah. E doar aici? E micuț rău. A, lumea știa de ce stă în față, că acolo e zăpăceala. E cam micuț. E micuț cum ar veni. Chiar e micuț. A, și aici coboră toată lumea cum ar veni. Vai, suntem în monorail. Dar are podea de... Are podea de sticlă? E destul de interesantă experiența. N-am mers niciodată cu așa ceva, cum am zis și mai devreme. Și nici nu știu dacă voi ați mers. Ați mai mers cu din astea pe undeva? Mai există, de fapt, altundeva în lume monorail din ăsta? Bă, zici că suntem în... Ce tare. Da? Deci acolo a închis-o și uite cum suntem noi acum de deasupra. Deci acolo unde e conducătorul, ți închide view-ul și lasă view-ul doar în partea aceea. Deci trebuie să mergem în partea aia. Ia uite-l. Deci noi suntem acum sus cum ar veni. Și jos e toată nebunia. Sper că vedeți voi, nu știu cât de bine se vede. Dar da, destul de cool și asta ți-am zis. Gata băieți, acum se vede mult mai bine că am dat drumul la Exposure. Deci exposure-ul mult, 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 mult mai mare. Deci noi acum mergem pe dos, gen. Noi n-avem nimic de desubt cum ar veni. Și ăsta este monorail-ul din Kiba, de fapt, da. Hai să mergem în partea cealaltă. Hai în partea aia. Uite, am ajuns în partea ilaltă a vagonului șefului cum ar veni. Și aici se vede mișto. Pentru că în partea ilaltă n-ai niciun fel de view, pentru că el îți blochează view-ul și așa arată. Da, uite ce mișto se vede. Deci uitați-vă cum e, noi suntem legați de sus acum. Deci dacă asta cade, ce se întâmplă? Dacă nebunia asta cade real, ce se întâmplă? Ce? Stai seama dacă e telefon aici. E, îți dai seama că nu mai circulă asta probabil pe telefon. Mergem și noi până în centrul orașului, vedem ce e de capul lui. Destul de interesantă experiența, dar în același timp e la fel ca un metro normal. E construit așa probabil pentru că nu aveau spațiu de desubt, nu puteau să spargă. Și ok, hai să-l facem pe deasupra ca să ne fie mai ușor să-l putem folosi, știi ce zic? Da. Altfel nu cred că făcea nimeni nebunia asta de așa de pomană, gen. Să fie plăcerea lor să facă tâmpenia asta. E tare. Într-adevăr, e altceva față de orice altfel de tren, chestie pe care am mers. Sunt destul de sus, sincer, adică nici nu suntem. Și uite, vezi, ne bate vântul un pic. Deci vântul bate și dacă când vântul bate, ne zruncină un pic, să știți. Adică nu e... ce? A, uitați. Ați văzut și Dita aia pus-o frumos. Vă dați seama că oamenii ăștia nu mai suportă turiștii care vin să dea cu monorail-ul ăsta la ei acasă. Dar asta e. Uitați-l și pe celălalt de pe partea ailaltă. Deci ăsta e de pe drumul ălalt. L-ați văzut mai devreme cum a trecut. A, și uite aici am ajuns super jos. Vezi aici, suntem super jos. Ce tare. Și uite cum menzile de control ale lor sunt chiar acolo în partea stângă. Octa, dacă poți tu să bagi un zoom in mai mult. Eu nu pot așa. Uite așa, să bagi un zoom in acolo, pe partea stângă, că acolo sunt toate comenzile omului care conduce acest monorail. Și suntem iar într-o stație acum. Uite, ia uite. Gata, haideți că vă mai arăt o stație acum cum e. Acum suntem pe un geam lateral direct. Hai să vedem până unde ca înălțime ajungem oare. Dar suntem destul de sus, să știți. Adică suntem peste toate clădirile astea cum ar veni. Ia uite, bam. Gata, nu mai avem nimic de sus. Ăștia suntem. Ăștia suntem, atât. Mai mult de atât nu se poate.
Wow, cât de tare. Îmi pare rău că se vede reflexia doar că e noapte. Uite intersecția și toate astea, cum se văd. Bă, și e tot luminat așa albăstrui. E destul de interesant, chiar interesant. Da, vibe-ul chiar e interesant. Foarte mișto cum e. Se vede mișto din ambele părți în momentul de față, pentru că suntem la o înălțime foarte, foarte mare. Imaginați-vă că oamenii ăștia au construit printre clădiri tot felul de rame din astea de care se țină monorail ăsta. Mie asta mi se pare fenomenal. Sunt curios dacă pe oamenii de aici i-a deranjat sau nu construcția ramelor astea, că până la urmă nu știu cât de happy sunt oamenii să construiește așa ceva pe lângă blocurile lor. Am ieșit și noi și a început că ploaie. Mamă, e torențial, torențial direct. Mamă, e rău, rău, rău. Imaginați-vă că ploaia asta a început, este dezastru, dar găsim noi ceva de făcut, mergem într-un shrine, mergem în ceva. Do not enter, nu intru frate acolo, nu intru. Vă filmez de aici, bă, uitați-vă cât de frumos se poate vedea orașul. Și noi, efectiv, am mers pe nebunia aia de acolo de sus. Haideți să mergem, dar să vedem unde, căutăm un shrine. Sau ce vreți, vreți să vedem? Atunci hai să vedem orașul. Hai să vedem prin oraș. Uite, asta e monorail-ul. Hai prin oraș. Am găsit chiar aici, lângă stația de metrou unde suntem, un shrine. Mergem la shrine-ul respectiv. Vedem ce-i pe acolo și vedem ce mai găsim prin zona asta unde suntem. Cât a costat? 220, not bad, sincer, 220 să ne plimbăm cu nebunia asta. Bine, pentru ei e complet normal, pentru noi e ceva șocant și așa, da? De, până la urmă trebuie să le încerci pe toate. Bun, ce ploaie a început, n-aveți idee. Mamă, e rău, rău, rău. Dați-vă puțin ce ploaie e. Hai să zic că arată ca în filmele de groază, ca să înțelegeți. Eu acum testez un mod de cameră pe care Octa o să mi-l confirme după ce îl vede și vedem dacă e ok sau e plăcut sau nu-i plăcut. Pentru că mi-am dat seama că pot să fac niște setări la cameră, astfel încât să avem... e umbrela lui tata, am crezut că e vântul care mi-o zboară. Stânga trebuie să facem, mama, doamne, ce e... Stânga! Stânga, cred că, din ce am văzut eu. Nu vreți să mai stăm un pic, e too much, sincer. Plouă cam tare, nu vreți... Încolo undeva, stați un pic, stai să mă uit.